Salut și fete, bine v-am găsit la un nou episod din ăsta. Deci da, Organizația Mondială a Sănătății a convocat Comitetul de Urgență pe tema variolei maimuței. Această știre a fost postată pe 23 luna iunie, anul acesta. Da, aici să începem, deci da. Comitetul de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății se va reuni joi pentru a evalua dacă variola maimuței trebuie considerată urgență de sănătate publică internațională. Experții independenți vor examina dacă lumea trebuie alertată cu privire la o amenințare crescentă pentru sănătate, iar rezultatele deliberărilor acestora nu sunt așteptate înainte de vineri. Scrie DPA potrivit Agerpres, desemnarea unei urgențe de sănătate publică de importanță internațională nu are consecințe practice imediate, dincolo de o mai mare vigilență din partea oamenilor și guvernelor. OMS a declarat noul coronavirus o urgență de sănătate publică de importanță internațională la 30 ianuarie 2020. Comitetul ONU pentru variola maimuței este compus din aproximativ 12 oameni de știință, deși boala care se răspândese prin contact fizic a circulat în Africa de ani de zile, ea a provocat agitație la nivel internațional din cauza rechentului său focar în mai multe țări în care nu mai fusese semnalată niciodată. Potrivit responsabilităților medicale, focarul pare să fie concentrat în rândul bărbaților care au avut relații sexuale cu mai mulți alți bărbați. Deși uneori mortala varoa maimuței nu este tratabilă, iar majoritatea pacienților infestați se recuperează în câteva săptămâni, fără tratament. Asta a fost știrea. La revedere!